Primăria Șișești a păstrat legătura cu cetățenii de-a lungul acestor luni de pandemie și foarte multe informații au ajuns la localnici prin intermediul rețelelor de socializare. De aceea și mesajele legate de cazurile de COVID-19 care au fost confirmate la populația din Șișești au fost anunțate prin intermediul rețelelor moderne de socializare și sfaturile către aceștia să se protejeze. Pentru administrația locală este important ca șișeștenii să aibă grijă de ei. Da, comunicați și la preot să ne ajute să facem așa un parteneriat, să spună biserica la oameni să respecte și nu. Și a scăzut un pic, de la 15 eram chiar la limită de 3, la 16 deja suntem la 3, știți noi. Acum ultimii 5 care s-au infectat săptămâna trecută, majoritatea lucrează în sistemul sanitar. Cetățenii sunt sfătuiți să respecte măsurile de prevenire a coronavirusului. Li se reamintește faptul că masca de protecție este obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise. Magazinele se închid la ora 21, iar circulația persoanelor în intervalul orar 23-5 este interzisă, excepție făcând deplasările la locul de muncă, deplasarea pentru asistență medicală, deplasarea persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii, deplasarea justificată, precum îngrijirea unor persoane bolnave sau vârstnice, îngrijirea sau însoțirea copilului, decesul unui membru de familie. Și șeștenii sunt rugați să respecte în continuare regulile stabilite de autorități, iar în cazul în care prezintă simptome specifice COVID-19, să anunțe telefonic medicul de familie.